Lucrările agricole de primăvară sunt deja în toi. Viticultorii au început să taie mai devreme vița de vie datorită temperaturilor mai ridicate, dar sunt foarte îngrijorați că nu vor face față noilor realități. Deși recolta foarte bună de anul trecut a compensat o parte din pierderile după seceta din 2020, anul acesta se anunță unul extrem de complicat pentru fermieri. Costurile s-au dublat, iar pe alocuri chiar s-au triplat, în timp ce prețul de piață al strugurilor a rămas același. O altă problemă este lipsa acută a forței de muncă. În viile din țară, oamenii lucrează de zor. Pe o podgorie din satul Cojușna muncesc zilnic 15 oameni, cele mai multe fiind femei în vârstă. Și deși procesul nu este unul complicat, oricum solicită multă forță. Angajatorii spun că nu au încotro, deoarece au rămas puțini tineri în țară care vor să vină să lucreze la pământ. Tăiem talpa, o chem, așa se numește lucrarea. Am început un pic mai devreme, că să ieșim mai timpuriu în câmp. Lucrătorii sunt puțini. Toți pensionieri și mai poftim dacă mai sunt, ca să mai vină, noi îi primim, îi învățăm. Proprietarul terenului, președintele Asociației Producătorilor de Struguri de Masă din Moldova, Gheorghe Gabere, susține că le oferă muncitorilor salarii decente. Și-ar dori să majoreze lefurile, dar cheltuielile în acest an au crescut considerabil. Nu, obișnu, затрати на уход за один гектар винограда варіровали в пределах от 25 до 35 тисяч лей. При условиях тех цен. Сейчас на удобрение сразу цены удвоились, а то и утроились. Цена на дистопливо зашкалила за 20 лей, на бензин 24 лей. Это уже цены равные европейскими, а производители наши не имеют тот уровень субсидий от государства, который не может их поддержать так же, как это имеет место в странах Евросоюза. Astfel, producătorilor de struguri nu le va rămâne decât să majoreze prețul producției. Însă, în aceste condiții, viticultorii se tem că nu vor mai fi competitivi pe piață. Este определенный уровень. Где-то наш виноград, цены где-то на уровне 2 евро. Цена, опять-таки, будет зависеть от качества продукции. Как минимум 20-30% цена должна расти, потому иначе просто не выживут. Experții prognozează o recoltă bună de struguri de masă în acest an, cu condiția că primăvara nu va fi una secetoasă. Deja se simte un deficit de umiditate în sol, care își va pune amprenta pe calitatea viitorilor struguri. În prezent, în frigiderele industriale se mai păstrează mici cantități din recolta anului trecut. Fiecare viticultor mai are cel mult 2 tone de producție, care până în luna martie va merge în comerț. Cele mai mari cantități, tradițional, sunt livrate pe piața rusă, dar geografia exportului este mare, începând de la Mongolia și terminând cu piața Statelor Unite. В прошлом году 32 тонны ушли на американский рынок, это впервые на рынке США. Благо, начало уже состоялось, потому что проблемы наши экспортеры привыкли экспортировать обычно автомобильным транспортом, а контейнерные поставки, они дольше достигают те или иные рынки, минимум 20-30, а то и 40 дней по морю. Поэтому специфика прошлого года, что произошел этот перелом. Pentru a avea acces la o piață de desfacere cât mai extinsă, viticultorii din Moldova intenționează în acest an să pună bazele livrărilor în Canada. În total, strugurii din Republica Moldova ajung pe piețele din 21 de țări.